Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Balanță, luna decembrie. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță, luna decembrie. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță, luna decembrie 2023. Deja un mesaj. Ia să vedem despre ce este vorba. Moartea, ok. Zodia Scorpion pentru unii dintre voi, da? Deci se încheie un capitol. Închideți un capitol. Se încheie ceva. Moarte și renaștere, da? Haideți să vedem ce se încheie. Wow! Doiul de cupe. Ok. Și treiul de cupe. Foarte frumos. Petreceți. Wow! Echilibrul. Superb. Deci această lună e posibil pentru unii dintre voi să fie existat o a treia energie, da? Aici cu moartea și treiul de cupe și această a treia energie să se închidă capitolul cu ea, ori dumneavoastră, ori partenerul, da? Deci nu este pentru toată lumea, da? Apare echilibru aici, aici cu moartea, treiul de cupe, este o închidere naturală, da? Și exista varianta, da? Sau există această variantă, posibilitate pentru cineva. Sau pentru unii dintre voi singurătatea, da? Și da, haideți să vedeți așa, da? Deci există varianta pentru unii dintre voi. Da? Să ia sfârșit singurătatea, să vă găsiți sufletul pereche și să sărbătoriți, să celebrați în această lună. Foarte frumos. Da, foarte frumos pentru unii dintre voi. Sau contracte, colaborări, locul de muncă, să închideți un, nu știu, să renunțați la un alt loc de muncă și să vă și găsiți sau să aveți pe cineva care să vă ajute, da, să vă găsiți un nou loc de muncă în această lună și să vă aducă succes. Acest nou loc de muncă, să fie ceva pe placul dumneavoastră, da, vă aduce echilibru. Sau în această lună, cum v-am și spus, există posibilitatea pentru unii dintre voi să vă uniți destinele chiar, să închideți un capitol greu din viața dumneavoastră, să o luați de la capăt, să vă întâlniți sufletul pereche în această lună și să celebrați. Sau la o petrecere, da, să întâlniți acest suflet pereche pentru unii dintre voi, da. Acum cum vin și sărbătorile de iarnă, da? Ia să vedem. Da, vă opuneți totuși cu nouăle de bâte, vă opuneți acestei schimbări. Încercați să nu închideți acel capitol pe care trebuia închis sau s-a închis oricum, da? Aici să aveți de-a face cu Taur, Fecioară, Capricorn în unele cazuri, da? Cu Regina de Monede, să cereți sfatul sau ajutorul acestei persoane stabile din punct de vedere financiar, poate să fie mamă pentru unii dintre voi, da? Să cereți un sfat părintelui, da? Mamei, unele persoane dintre voi, da? Sau unui angajator, unei persoane stabile financiar care vă ajută să aveți contracte noi, care vă aduce succes. Da, este ceva care este la drum. Da, de la distanță, dar nu este o distanță foarte mare. Trei de bâte. Așteptați de ceva timp acest răspuns sau această încheiere, da, unii dintre voi, dar va avea loc. Wow, foarte frumos, patru de bâte, da, deci veți avea o... veți sărbători, da, veți sărbători, veți fi împliniți, fericiți, stabili în această lună. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Da, vine o ofertă de la drum. Este o ofertă care merge mai încet, dar vine de la drum. E ceva la început. Este ceva de început. Ia să vedem. Da, munceți la ceva sau încercați să reparați ceva.
Munciți cu drag și spor în această lună, dar sau încercați să reparați ceva, să construiți ceva, da? Vă afundați în muncă unii dintre voi după această închidere, dar această închidere, da, faceți un drum, călătoriți, plecați undeva în concediu, acum de sărbători, bineînțeles, pentru... Nu este valabil pentru toată lumea, dar na, sărbătorile se fac, plecați la casa părintească, unde vă face plăcere, unde vă umple sufletul, vă umpleți de energie în această perioadă, da? Vă simțiți bine în preajma celor dragi? Veți sărbători, în această lună noastră veți sărbători, da, wow, foarte frumos, asul de spade, noi începuturi, ceva care vă pasionează, vă place, vă încântă, e ceva... Foarte frumos, ceva nou, ceva pasional, veți acționa în această lună, da? Veți face ceea ce vă place. În mare, da, deci cei din Zodia Balanță, în perioada decembrie, veți avea o lună foarte frumoasă și vă veți dori foarte mult echilibru, ceea ce vă și reprezintă, da? Fiind Zodia Balanță, este normal să vă doriți echilibru. Să aveți armonie, liniște, da, și pace. Sper din suflet să și rezonați cu mesajul pe care vi l-am transmis. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!